Slăviți să fie Domnul, să deschidem Sfânta Scriptură la Epistola lui Pavel către Coloseni, capitolul 1, cu versetul 24. Pagina din Scriptură, 1155. Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinește ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui care este biserica. Slujitorul ei am fost făcut eu după isprăfnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, ca să întregeți cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să zic, taina ținut ascunsă din veșnicii și în toate viacurile, dar descoperit acum sfinților lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut, care este bogăția slavei taine acesteia între neamuri și anume, Hristos în voi, nădejdea slavei. Amin. Vă rog să vă reașezați. Slăvit să fie Domnul pentru astfel de momente în care ni se mai dă har, ne-a mai deschis o vreme în care să putem sta la părtășie unii cu alții și cel mai frumos, toți împreună cu Domnul Iisus Hristos. Recunoaștem că este un har nemeritat din partea noastră, ci este lucrarea lui Hristos cu Biserica despre care am citit, trupul lui care este Biserica, pentru edificare, zidire, îmbărbătare, ridicare, sfătuire, dacă nu și mustrare, de ce nu? Toți acești factori, nu lucrând la altceva decât ca în ziua aceea să putem să ne înălțăm și să fim cu Domnul în slavă. De altfel, obiectivul central al lui Dumnezeu cu biserica și a bisericii cu Dumnezeu nu constă în altceva și nu este consolidat în altceva decât în înălțarea noastră la cer și a avea parte de împărăție când Domnul Isus Hristos va primi ordinul de la Tatăl Dute și adună-mi credincioșii. Dacă ar fi alte obiective, poate că am greșit destinația. A ne eleva talentele sau valențele cu care am fost capacitați. Sau poate chiar munca noastră asiduă într-o direcție care ne-am cultivat-o și ne-am dezvoltat-o. Nu tocmai aici este destinația. Orice om chemat de Dumnezeu în lucrare, primind darul de la cel care s-a coborât și a dat darul oamenilor, nu are alt obiectiv și altă dorință decât prin tot ce face să fie slăvit Domnul Isus Hristos. În Faptele Apostolului, capitolul 5, ne vorbește de un om pe tron care a, a fost de acord cu ce strigau oamenii în jurul lui și strigau glas de Dumnezeu și nu de om, ci după cum știm. Că dacă Dumnezeu ceva nu suportă și nu-i cade bine, este când cineva, creatura, făcătura, noi oamenii, accedem să împărțim slava cu El, se mânie, nu-i place. Nu-i place de fel. De aceea nu dorim să accedem spre o stare ca lui Rod, chiar dacă nu am aproba noi, dar să ne placă în sinele nostru nicio laudă de la cineva, ci dacă cineva merită, a meritat, o merită și o va merita. Și asta o să o facem și în veșnicie. Că Greu le-a fi de la predicator că nu ori mai predica acolo. Prorocii nu mai proroci, la oamenii ăștia li va fi cel mai ușor, că ce fac aici și ori continuă în veșnicie. Și cei care cântă asupra de șapte voci și n-au uh, -au voce, uite așa, poate au o predilecție înspre altceva, acolo o să fie cea mai frumoasă armonizare care a fost vreodată toți împreună unindu-ne și lăudându pe Cel care a murit și a înviat pentru noi, slăvit să-i fie numele. De aceea și în dimineața aceasta, pe ce trece vremea, am vreo 22 de ani de când slujesc la altar. Și culmea, unii zic, pe ce slujești, pe așa ești mai sigur, mai stabil. Parcă pe ce slujesc devin tot mai, cum spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 2, slab, fricos și plin de cutremur pentru că îmi dau seama în fața cui sunt, nu doar în fața dumneavoastră, ci spune, ia auziți, acum îmi amintesc un cuvânt, unde spune în 1 Petru, capitolul 1, vă dați seama ce entitate importantă suntem noi încă de pe acum pentru cer? De aceea, fete și băieți, tineri și tinere, nu se vine oricum la adunare, nu se slujește oricum, nu se mestecă gumă, nu avem alt fel de preocupări. Ce auziți? Ce se întâmplă cu noi acum în momentul acesta? Zice așa, prorocii care au prorocit despre Harul 1 cu 10, întâi Petru, care era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutării lor stăruitoare, ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhului Hristos care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Și auziți, lor le-au fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau aceste lucruri pentru noi pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer și auziți ce se întâmplă în cer la ora asta legat de noi și în care chiar îngerii doresc să privească. Gândiți-vă că în cere tăcere și foarte mulți ochi sunt aici îndreptați spre noi. Ba mai mult decât atât, la Efeseni, capitolul 3, îmi amintesc altă referință, unde spune unde vor îngerii să privească. Capitolul 3, pare mi se cu 10, da, da, spun de la nou și să pună în lumină înaintea tuturor care este isprevnicia acestei taine ascunse din viacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile pentru ca domniile și stăpânile din locurile cerești să cunoască asprin prin biserică. Vă dați seama că foarte multe lucruri sunt ascunse față de domniile cerești. La ora actuală noi am spune, băi, ăia știu totul care este acolo. Nu, nu. Foarte multe lucruri și informații le capătă domniile cerești prin biserica de la Volsec. Și au zis ce scrie aici. Pentru ca domniile și stăpânile din locurile cere să cunoască prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Așa că contemplând ce înseamnă Dumnezeu, gândindu-mă la măreția care este Isus Hristos și la bogăția slavei care ne-a fost pusă în inimă, nu mai privim oricum lucrurile. Nu ne mai permitem orice dar poate am spune, da, voi de la ambon, voi de la altar. La fel este cu cei care fac dărnicie, cu cei care fac milostenie. La fel este cu cei care cântă, la fel este cu cei care recită poezii. Noi ne-am dat Domnului și când ne-am dat sfințeniei întruchipate, perfecțiunii întruchipate, ar trebui să fim cu totul altceva. De aceea am vrut să vă aduc în spectrul acesta, căci uh, nu numai în adunare, dar și în adunare, închinarea noastră nu are voie să fie oricum. Noi suntem martori și oamenii care Dumnezeu au făcut să ne naștem la rândul nostru, oameni contemporani cu vremea escatologică, de final și vrând nevrând, fără să urmărim prea mult, pentru că lucrurile astea sunt contagioase. Dacă nu stăm în sfințenie și lângă Domnul, ne prăbădește și pe noi încet și sigur, ne afectează. Vedem ce în jurul nostru, ce fel de închinare lumească, firească, pământească, în care toți flutură prezența Domnului Hristos. Însă ziua aceea mare va face diferență. Între o închinare plăcută lui Dumnezeu și una care a fost imaginară în mintea unora care au crezut că umblă cu el. De aceea, dragii mei, în dimineața aceasta, Vreau să vă duc într-un punct în care, dacă nu fac altceva în dimineața asta, doar m-aș bucura dacă biserica din Volsec va pleca de aici pusă pe gânduri. Cu mari semne de întrebare să spunem, băi, eu chiar sunt ok cu Dumnezeu? Chiar sunt în regulă viața mea, persoana mea? Chiar îți în voia Lui? Aș vrea să, Aș vrea să vă pun pe gânduri, să vă motivez, să vă aduc într-o stare de cercetare. Încă Dumnezeu ne-a dus de la ora de rugăciune într-o stare de cercetare și parcă înspre acolo am observat și mesajul cântărilor. Mi-e dor de ziua aceea ori cânta tinerii. Mi-e dor să stau la masă cu Domnul. Mi-e dor să stau la cina aceea. Mi-e dor, mi-e dor, mi-e dor. Însă, dacă avem drept la pomul vieții, dacă ni s-o dat un suflet mântuit și am avut parte de o chemare, orice drept implică și o responsabilitate. Ești un om cu drepturi într-o fabrică unde lucri, dar nu faci ce vrei. Va trebui să te conformezi politicii firmei. Când ți se vor da drepturi pe card, ți se vor da unele drepturi poate prin bonuri și prin alte lucruri, prin concediu, prin zile de vacanță, mă rog, sunt drepturi. Însă niciodată nu le vei primi fără implicare în responsabilitate. Noi avem drept la pomul vieții. Suntem oameni cu nădejdea slavei noi. Însă până atunci, viața noastră va trebui să deruleze pe fondul responsabilităților care ni s-au dat. Dragii mei, Apostolul Pavel vorbea în Efesen, capitolul 3, despre taina ținută ascunsă de viacuri. ce e asta? Taina ținută ascunsă de viacuri. Ce-o fost asta? Noi s au descoperit astăzi. Deschide la Efeseni capitolul 3 cu versetul 4. Zice așa. Citindu-le vă puteți închipui priceperea pe care o am despre taina lui Hristos. Care n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte viacuri. Versetul 5. În felul cum a fost descoperit acum Sfinților Apostoli și Prorocea lui Hristos prin Duhul. Și au zis taina ținută ascunsă de viacuri. Din veșnicie. Că adică neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, adică cu cine? Cu evrei. Alcătuiesc un singur trup cu noi și iau parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Iisus prin Evanghelia aceea. Adică taina ținută ascunsă de veacuri a fost că într-un segment al istoriei și noi vom fi altoiți, după cum spune Roman capitolul 11, deci prin alunecarea lor, a evreilor, s-a făcut cu putință mântuirea voastră și altoirea voastră la butuc. Deci, taina ținută ascunsă de veacuri a fost că Dumnezeu, în marele lui plan din veșnicie, ne cuprindea și pe noi undeva în analele istoriei, uitându-ne în spate. Acum azi 2000 de ani, spune Nefesen, capitolul 6, căci din doi a făcut unul. Cine să ia? Evrei și neamurile s-a rupt perdeaua de la mijloc și din doi a făcut unul. Noi și evrei, adică un singur popor sfânt, spunea Petru, din orice neam, din orice seminție, de orice rasă, de orice etnie, Dumnezeu, pe cine este cu inima curată, îl primește și îl mântuie, scrindu în evidența cerului. Slavă lui pentru mântuirea adusă nouă tuturor! Însă, de data aceasta, Apostolul Pavel Colosenilor nu le aduce aminte doar de taina ținută ascunsă. Și acum coborâm puțin mai jos, explorăm. Adică o vorbit în Efesen de taina ținută ascunsă și au spus, adică și voi, neamurile, românii, unguri, Maghiar, nemți și așa mai departe, aveți posibilitatea mântuirii, altoirii împreună cu evreii. Însă mai mult decât atât taina ținută ascunsă de veacuri. Uitați ce vrea să scoate la Coloseni în evidența Apostolul Pavel și anume, Coloseni, Efeseni, da, Coloseni, capitolul 1, cu versetul 27, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acestea între neamuri. Adică, taina ținută ascunsă de viacuri a fost mântuirea noastră. Însă, când ne-au adus aici, știți ce vrea Apostolul Pavel să ne spună în dimineața asta? Acum, de data asta, Vreau să vă duc în față care este esența și sâmburele acestei taine. Știți care este? Hristos în voi, nădejdea Slavei. Dragii mei, îmi amintesc acum în Apocalipsa, capitolul 21. Vreau să citesc și să le arăt și tinerilor care, de ei, studioși foarte mult, studiază, citesc astăzi. Bine ar fi pe cele Sfinte. Uitați-vă ce slavă și ce parametri ne așteaptă, ce sfere înalte în care niciunul dintre noi nu a acces în afară de Apostolul Pavel. Uitați aici, apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, Apocalipsa 21. Pentru că cerul din tâi și pământul din tâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim. Cine va fi asta? Noi. Mireasa, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei, Noul Ierusalim. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: Iată, cortul lui Dumnezeu cu oamenii, Iau auzi ce ne așteaptă. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui, și Dumnezeu însuși va fi cu ei, El va fi Dumnezeul lor, El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici stânguire, nici sipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tui au trecut. Asta e slava care ne așteaptă. Iar dacă întreb pe cei mai mulți, ba încă știți și am observat un fenomen. Și pe undeva, deci când tot răul este și un bine, pe undeva, dacă vorbesc cu cineva din bisericile foarte liberale, din 100 de oameni, 99 și jumătate de om, dacă îl întreb, tu ai a slavei? Sigur! De-abia aștept să-l văd pe Domnul. De-abia aștept să fiu cu el. Și totuși, ei sunt oameni de lume. Se asociază cu ea, se identifică cu ea. Fac lucrurile lumii. Aici nu intrăm în detalii, pentru că cunoaștem foarte mult în direcția aceasta. Însă la închinare, ce spusei mai înainte. Cât joc și voie bună, Domnul este aici. Nici o șansă. Închinarea noastră de aici va fi primită în funcție de cum am trăit de luni până sâmbăt. Pentru că mai întâi să primească Dumnezeu jerfa lui Cain, s-a uitat la el. Dumnezeu s-a uitat la Cain și la jerfa lui. Dumnezeu se uită mai întâi la tine și după aia la vas frigor. Dumnezeu se uită mai întâi la tine și după aia la solul care îl faci. Poate chiar perfect. Dar uitându-mă la fenomenul care este acum în 2024, am întrebat în bisericile conservatoare, și la ștei și la dumneavoastră, și îndemnul meu este, rămâneți așa până la capă. Biserica perfectă nu este, nu cred. Nu vă jignesc cu asta, așa -i. Singura biserică perfectă care va fi, va fi în cer. Atât. De acolo, dacă își caută cineva biserica perfectă, dacă cumva o va găsi în ghilimele, va fi primul care o va părăsi, că e primul imperfect va trebui să plece de acolo. Însă îi întrebe frați, ai tu nădejdea slavei după 40 de ani de pocăință, de 30 de ani, în care nu guma, ci pantaloni oros, stofa aia de pe scaun. Și a zis, Dumnezeu știe. Pe o parte a spune că e foarte grav. Cei care umble cu Domnul lasă sau nădejdea mântuirii și dacă în clipa asta pleci, Păi slavă Domnului, ca și Apostolul Pavel, pentru mine este o bucurie să mă mut și să fiu împreună cu Domnul. Însă parcă un crâmpei de bine aș vedea ceva în remarca asta, și anume, Dacă totuși nu trăiește o viață după voia Dumnezeu, încă e conștient că mântuirea lui ar fi cu semn întrebări. Sâmburile astea de bine aș vedea în oamenii ăștia, dacă totuși viața ta nu este o viață raliată în conformitate coordonată cu voia lui Dumnezeu. Totuși poate pe undeva aș vedea că Duhul din tine încă îți mai pune întrebări. Măi, nu te juca că s-ar putea să nu. S-ar putea să nu. Îmi amintesc, eram copil și povestea un frate vrednic de încredere. Undeva într-un județ, au avut un frate proroc în urmă cu vreo 25 de ani, o vedenie și cred, era vrednic de crezare și prorocul. Eu zic, mă, fraților, mi-a arătat Domnul o biserică undeva de 2000 de persoane. Cunosc și biserica. Și mi-a arătat, eu n-am nimic cu frații și n-am nimic cu biserica asta, da? Mi-a arătat așa, au deschis puțin cerul într-o vedenie și o închis înapoi. Mi-a făcut Domnul de cunoscut că în vremea aceea, încă lucrurile erau mai strânse în toate adunările, încă erau pe linia bună, încadrate în limite. O să se Domnul și m-a întrebat, de ce ai ști cât s-ar fi mântuiți de aici? Și o, -o să știu, Doamne? Doi, din 2000 de membri. Nu ne au căzut nouă în sarcină să scoatem, să băgăm pe cineva în rai. Nu-mi plac predicatorii ăștia. Însă, ne cade fiecăruia în sarcină, la nivel de individ, de persoană, să trăim o viață după voia Lui Dumnezeu, ca în ziua aceea chiar să accedem în Împărăția Lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Dragii mei, cât privește remarca aceasta a Pavel, în ea aș vrea puțin să orbitez în Coloseni, capitolul 1, și anume, Hristos, păstrați ideea asta, Hristos în voi. În primul rând, este o stare de fapt, este, sunt doi, dacă pot să spun așa, două direcții, doi parametri în care viața noastră este trăită în raport cu Dumnezeu și anume, Hristos cu noi și Hristos în noi. Este o diferență, chestiune de viață și de moarte. A spune că nu e numai un cuvânt, cu și în. Dar face diferența între viață și moarte. Una e să fie Hristos cu tine și alta e să fie Hristos în tine. Când am primit lucrul acesta, L-am primit așa, dintr-o dată, înaintea Domnului și m-a trimis Domnul la scriptură, de pe genunchi, m-a luminat în privința aceasta și am spus, fără niciun izvor de YouTube sau de net, sau de la alt om care îi lumina de Dumnezeu, am primit lucrul acesta și am vrut să vă aduc și dumneavoastră, punându-vă pe gânduri. Ce este Hristos cu noi? Este un fapt în care fiecare dintre noi simțim lucrul acesta de multe ori. Seamănă foarte bine cu a ne fi tovarăși. Când eu sunt cu fratele, da, sunt cu fratele, ce înseamnă? Că mi-i partener, mi-i tovarăș. Într-o misiune, într-o călătorie, la o lucrare, este alături de mine, este cu mine. Spunea Moise în Exod, capitolul, i-auziți, Ia spunea Moise în capitolul 33 cu 15, când i-a spus la Dumnezeu, bine, ai venit și mi-ai făcut investirea în lucrare, să scot Israelul, ai spus, du pe poporul acesta, 3 cu 12, exod, și nu mi-arăți pe cine vei trimite cu mine. Însă mai jos spune așa, 14, Domnul a răspuns, voi merge eu însumi cu tine și îți voi da o dihnă. Și 15, aici am vrut să ajung, Moise i-a zis, dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Frații mei, este un lucru de dorit și un lucru normal. În care fiecare dintre noi ne dorim și avem instinctul acesta, nu neapărat spiritual, ci și uman. Și oamenii care nu-l cunosc pe Dumnezeu, ce înseamnă când își face o cruce înainte de a se sui în mașină, ca să nu zic în avion, atunci vreo șapte. Ce înseamnă asta? Știți ce spune? Doamne ajută și ajută-ne să ajungem la destinație. Ce înseamnă asta când merge copilul la un examen al unui om laic, care nu umblă cu Dumnezeu, trește o viață apocrifă, o viață în care nu are nimic cu Dumnezeu și totul spune, Doamne ajută-mă. Știți ce înseamnă asta? Un instinct uman în care pe cineva deasupra ta ai vrea să fie cu tine. Ba Apostolul Pavel, dacă ne uităm în 2 Timotei capitolul 4, încă o dată spun, este de dorit. Ne dorim lucrul acesta. Noi știți de ce am ajuns la dumneavoastră aici? Că a fost Domnul cu noi pe drum. Și mulțumim pentru lucrul acest, acesta. Ia zis ce spune în 4 cu 16, 2 Timotei. La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Să nu li se țină în socoteală lucrul acesta. Însă, Domnul a stat lângă mine și m-a întărit. Dragii mei, Apostolul Pavel a avut nevoie de tovărășia Domnului Hristos, ca cineva să fie lângă el. Mai oameni au scripturii, au avut parte de tovărășia lui Dumnezeu lângă ei, prin marele biruințe. Ba spune la 1 Samuel capitolul 16 despre David, slujitorii lui Saul spuneau. Și aici facem o paranteză. Dacă Dumnezeu te-a capacitat cu un dar, nu spune tu că l-ai. Lasă să fie recunoscut de ceilalți. Eu, auzeam pe cineva zilele trecute. Pe mine Domnul m-a făcut proroc. Pe mine Domnul m-a făcut proroc. Și voi trebuie să ascultați că pe mine vorbește Domnul. Mă, iau spune că am sună cam a dezacordat. Așa o chitară dezacordată. Știi ce spune despre Samuel Biblia? tot poporul Israel, dintr-o parte în alta, a recunoscut că Dumnezeu a pus pe Samuel proroc. Deci, las te recunoască alții. Dragii mei, în privința aceasta, Apostolul Pavel a spus, o fost cu mine, o fost de partea mea, m-a păzit, m-a ocrotit, însă ne paște un pericol, dragii mei. Ne paște un pericol și anume, a rămâne doar cu Hristos. Știți că nu este numai o lucrare de jumătate? Pentru că oamenii cu care e Hristos aici, numai dacă ne aprofundăm în Scriptură, înțelegem mai mult ceea ce înseamnă Hristos în noi, nădejdea Slavei. Cu apostolul Pavel, Domnul Hristos a fost, a stat lângă el. Însă, există un risc când suntem cu Domnul, să intervine în viața noastră o plafonare, să se întâmple lucrări cu noi, să se întâmple rugăciune ascultate, să avem succes într-o lucrare, să mergem până la capătul pământului, să facem filantropie, să ne implicăm în fel și fel de proiecte caritabile și așa mai departe a face lucrări. Însă, Dumnezeu nu spune că într-o bună bucată de vreme și într-o perioadă și într-un factor cât de mic ar fi, nu s-au folosit de cei din Matei 7? Știți ce spune Apostolul Pavel? Unii predică Evanghelia din duc de ceart, alții din slavă de șarte. De ce pentru mine este o bucurie că Evanghelia este propovăduită? Ascultați-mă ce vă spun. S-ar putea oamenii aceștia, prin slavă de șarte, din duc de ceartă, pe aici, pe acolo, să mai aibă un succes în lucrare dar să fie folosiți ca și schele. Să fie folosiți spre cum știți ce a spus faraon Neco la Iosia când a mers împotriva carchemișului. O ieșit Iosia în fața lui și a spus Iosia vreau să mă lupt cu tine, vreau să ies înainte să mă lupt și la luat oamenii. Și ce a spus faraon Neco? Dă-te la o parte că Dumnezeu care m-a trimis și mi-a dat ordin este cu mine. Un împărat păgând? Păi niciodată Egiptul nu a avut nimic spiritual cu Dumnezeu. Dar au fost o unealtă în care Dumnezeu a fost cu el să folosească pentru anihilarea unei nații, a unui popor. Știți ce spune Biblia de Nebucadnețar? A fost omul prin care Dumnezeu l-a folosit și a fost cu el ca să pedepsească Israelul în robia babiloneană. Știți ce spune Dumnezeu despre Cir? Este omul meu. Niciodată Cir nu s-a pocăit. Au fost oameni în istorie care au marcat istoria cu diferite momente, poate chiar sângeroase, și poate chiar de un trend ascendent în, în, în economie și în alte ramuri ale umanității. Și totuși, Dumnezeu a fost cu ei să-și atingă un scop. Ascultați-vă ce vă spun. Nu este de ajuns. Mă tem de acest spectru, de această plafonare a oamenilor, și anume. Zice, cum ești? Bă, domnul e cu mine. Domnul e cu tine. Dar tu acasă ești un monstru cu soție. Dar tu în adunare, dacă cineva ți-a spus ceva păstorul sau ți-a atras cineva atenția cu privire la un lucru, zici că ești un vezuviu. Imediat explodezi și arunci lavă păstă toți. Toată lumea trebuie să se poarte cu tine așa, ca cu ouă ăla, așa, dacă s-o scăpat, s-o spart. De ce ai Hristos cu tine? Dacă obiectivul lui Dumnezeu prin Apostolul Pavel cu privire la nădejdea slavei nu se realizează în viața ta și a mea, ne încadrăm la vorba Apostolului Pavel din Corinteni. Dacă în Hristos v-a spus nădejdea, doar pentru viața aceasta, sunteți cei mai nenorociți dintre toți oamenii, uitați-vă la noi, Chefur nu, păcate grosolane nu, avem o viață uh, punitivă în care uh, ne-am ne omorât mădularele noastre coloseni, capitolul 3. Suntem niște oameni în care totuși trăim deontologic, moral, etic, totuși am spune băi nu suntem căia din lume. Ascultă-mă, omule, ce spun. În cer nu vor intra oameni morali. În cer vor intra oameni spirituali. Este o diferență. Poate că spui, n-am dat în cap, n-am făcut, n-am dres. Poate totuși slujesc, poate totuși dau. Poate totuși mă implic în ceva aici sau în țară. Ajut pe cineva. Degeaba dacă nu e schimbat, pentru că înaintea lui Dumnezeu, ca să intri în cer, nu contează ce ai făcut. Pentru alea vor fi răsplăți. Și înaintea lui Dumnezeu contează cine ești. Dumnezeu n-a venit să schimbe lucrări. N-a venit să mântuiască, mai știu eu, sau să izbăvească, sau să ne aducă un stil de viață totuși mai drept, ca o variantă la toate celelalte. La uh, legiunea străină, la uh, cei, la comuniști, la capitaliști. Da? La legionari. A venit și Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos cu un curent filozofic totuși mai drept. Nu! Dumnezeu când a venit, a venit cu un obiectiv sigur în care nu a vrut să facă altceva decât omul nou pierdut în Eden și salvat prin Domnul Iisus Hristos și prin jertfa Lui. Pentru că numai oamenii ăștia vor accede în Împărăția Lui Dumnezeu și cum obiectivul nostru este acesta. Păi ce ar trebui în noi decât mai mult decât Hristos cu noi? În dimineața aceasta aș vrea să vă duc în cea mai profundă relație în care un om poate fi cu Dumnezeu și anume, Hristos în noi nădejdea slavei. Hristos cu tine naște experiență. Sunt oameni care au recunoscut intervenția lui Dumnezeu că a fost vindecat. Sunt oameni care au fost salvați de la accident. Sunt oameni care au avut experiențe cu Dumnezeu chiar și în lume. Chiar avem în adunare oameni care au trăit experiențe cu Dumnezeu, dar nu schimbați. Dar nu sunt schimbați. Ascultați-mă ce vă spun, asta am primit-o de la Domnul. Hristos cu tine naște experiență. Ascultă-mă ce spun. Hristos în tine cultivă relații. Oricine poate să-mi fie un tovarăș pentru un segment de drum, de aici, de la Bolsei, însă ascultați-mă, niciodată nu va întrece gradul înalt de relații care între mine și soție. V-ați înțeles? Pot să le iau pe fratele, pot să le iau pe Dănuț, pot să iau pe fratele Daniel. Hai să mergem într-o lucrare, să facem, suntem parteneri, tovarăși. Deci noi suntem unul cu altul. Însă cât privește relație, se vorbește de, spunea postul Pavel de Timotei, nu-i niciunul ca el. Se spune spune simțămintele, să-mi spune despre frați cum sunt, era o relație acolo, cum spunea Ionatan, mai mult decât o dragoste firească. S-a sălășluit între mine și David o relație, pot să spun, dumnezeiască. Dragii mei, amândouă sunt foarte bune. Hristos cu tine. Însă mai mult decât atât, aș vrea fiecare dintre noi să ne coborâm în dimineața aceasta și să ne punem o întrebare. Este Hristos și în mine? Mai fraților, ai să fim realiști. zic Hristos în viața mea. Eu n-am dreptul să spun în, în, în dreptul fiecărui. Nu mi se dă dreptul să spun dacă e în tine sau nu. Însă spune Apostolul Pavel la Corinteni, pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Uită-te în oglindă, uită-te, spunea Domnul Iisus în Matei. Cine zic oamenii că sunt eu? Întreabă-te în jurul tău. Uită-te în familie, uită-te în viața ta, uită-te în relația ta cu Dumnezeu. Este El Domn și Stăpân al vieții tale însuși persoana și ființa ta? Adevărat că spunea Domnul Isus în Matei, în Ioan capitolul 8 cu 29, zice, Tatăl meu niciodată nu m-a lăsat singur, pentru că întotdeauna am făcut ce i-a plăcut, însă niciodată înainte. De a recunoaște Domnul Isus unicitatea între El și Tatăl, care ar trebui să fim între noi și Dumnezeu. Știți ce spunea în Ioan, capitolul 16, 17: Tată, mă rog pentru ei să fie una, cum i-au Cum? Noi suntem una, eu în tine și tu în mine. Știți că ăsta e nivelul la care trebuie să acceadă Biserica. Frații mei, efectiv este uh, o fază preliminară, dar premergătoare, a fi Hristos cu noi. Obiectivul unde Dumnezeu vrea să ne aducă la acea stare în care Hristos să fie în noi. Știți de ce? Pentru că spune, la un moment dat, dacă ne uităm când merge cu Dumnezeu cineva și în scriptură, uneori dacă îl avem pe Hristos cu noi doar, atât la nivel de a fi cu noi, de a ne păzi, de a ne ocroti, undeva în mintea noastră ne-am face planuri și știți ce am spune către Domnul. Vino cu mine pe aici vină cu mine la dreapta, vin cu mine la stânga, ajutăm ce trebuie să fac, mi-am făcut planul acela, am ideile alea, vină și bine cuvântă mi le, dăm succes! Asta e experiența cu Domnul, când e cu tine. Însă, știți ce spune un om în care Dumnezeu și-a atins obiectivul să fie în el? Doamne, ești din mine, sunt aici. Vreau să fac voia ta, Dumnezeu. Cine mai omul ăla? Păi-ți astăzi nu recită psalmul 13? Până când mă uită? De ce numai cu mine se poartă așa? De ce pentru mine a fost așa nedrept? Am auzit mult. De ce în dreptul meu trebuie să fie așa? De ce lui ai merg bine și eu? Vorba lui Ieremia și a lui Asap. Nu mă sălnicie și apăsare, dar nu se poate așa ceva. Un om în care Hristos a luat tip. Știți ce spune? În mâna ta sunt. Condu viața mea pe unde vrei, șlefuiește-mă și pregătește-mă pentru cer. Du-mă pe unde vrei, doar un singur lucru știu, salmul 23, chiar dacă ar fi să trec prin balea ombrului morții, nu mă tem de niciun rău că și tu ești cu mine. Atât. În rest, spunea Michelangelo când o ascultat pe Moise, pare că arăta cumva după scriptură, și că l întrebat ceilalți, bă, dar cum s-a reușit așa chiar să semene cu Moise? O să știți ce am făcut un singur lucru, ce? Am dat la o parte tot ce nu a fost Moise. Atât. Și-a rămas el. Știți ce vrea Dumnezeu în dimineața aceasta, dar începând cu noi până în ziua morții? Să dea la o parte tot ce nu Iisus. Atât. Iar omul în care locuiește Hristos, știți ce spune într-o dimineață ca aceasta, într-o zi ca asta și toată viața lui? sunt aici la dispoziția ta. Nu știu ce vrei, nu mă interesează, sunt în mâna ta, mai plătiți cu, ai scris numele în cartea vieții înainte de temerea lumii, Făți lucrarea în mine până la capăt ca în ziua aceea să mă pot înălța la cer. Ăștia oamenii care umble cu Hristos în ei. Mi-a venit puțin să zâmbesc, nu ironic, ci undeva cu drag. N-ar fi haios cumva și hasliu până în 13 octombrie la ziua, la ziua mulțumirii. Să trăiți în nemulțumire. Cât oameni de aici trăiesc în nemulțumiri? Și haideți la ziua mulțumirii în 13 octombrie. Dar cum să nu, că platourile probabil că arătat bine. Dacă când s Dumnezeu la inima noastră, hop și sorin, hop și altul, hop și altul, hop și altul, hai să mergem la ziua mulțumirii. Și noi plin de mulțumire. Aveți nemulțumiri cu privire la slujitor? Aveți nemulțumiri cu privire la fanfară, cu privire la dirijor, cu privire la fras, cu privire la surori? să ne mulțumiți aici. Ce o să căutați acolo în 13? Ar pentru stomac, Domnul Iisus a spus, nu veniți voi că vreți să vă pocăiți, veniți că ieri v-am dat să mâncați și veniți și astăzi. Și Domnul Iisus nu avea încredere în ei. Vreau să vorbesc la absenți, dar cum Dumnezeu niciodată nu vorbește absenților? Evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Asta, dragii mei, Spuneau un acar, este în istoria Americii, este un caz foarte prolific și știu. La un moment dat, în anii 40-50, erau aceia care, când se apropia trenul, semnalizau cu lanterna să nu treacă bicicliști, pietoni, oameni până trece trenul într-o mare viteză. Și la un moment dat, un acar a semnalizat cu lanterna și totuși a trecut un om și a fost omorât. Acarul ăsta a fost dat în judecată de familia defunctului. Și la proces, în timp ce se judeca treaba asta și problema aceasta, la un moment dat s-a uitat la inculpat, la acar. Și l-a văzut foarte liniștit. Și erau toți de acolo colegii lui din jur, pe păi ce cum să nu fie liniștit? Că doar o semnalizat cu lanternă. Dacă omul nu s-a oprit, la urma urmei poți să treci peste barieră sau pe sub. Poți să treci poți să treci. Forțezi nota și dacă vrei și să o urâi cu viața, treci. Însă când noi ești afară din sala de judecată, l-a întrebat un amic de-a lui, eu te-am văzut foarte liniștit în sala de judecată. Totuși, de unde stare asta? Mă zice, S -s foarte liniștit. îs foarte liniștit. Numai un lucru mă neliniștește. Mă tem de o singură întrebare să nu mi pună judecător. Care? Zice, mă tem să nu mă întrebe dacă în timp ce semnalizam cu lanterna era așa prins. Nu-ți lanterne de alea, păi? Știți ce înseamnă Hristos în noi? O baterie în lanternă. Știți acel locaș unde se bagă lanterna, se pune capacul și se aprinde? Scoateți bateria din lanternă, înapoi puneți capacul și apăsați pe buton și semnalizează cât vrei tu noaptea. Dă și la lanterna cât vrei. La ce folos dacă bateria lui în ea? Unul dintre factorii care lucrează la slaba evangelizare a panoramei pentecostale de astăzi este și faptul că în comunitatea pentecostală sunt multe lanterne fără baterie. Pentru Hristos nu-i mai reprezentat cu cinste. Nu suntem noi asemenea acestui caz. Știți ce ne spune Dumnezeu astăzi? Luați-l pe Hristos și puneți-l la locul lui în inima și în viața voastră. Și atunci se va aprinde și becul. Atunci veți avea eficiență în mandatul care vi s-a dat de a-l reprezenta pe Dumnezeu cu cinste. Și ce au spus în Matei 5? Domnul Iisus, voi, voi, sunteți sarea pământului. Dacă și-o pierdut gustul, voi sunteți lumina lumii. Fără baterie, fără Hristos în el, fără Hristos în mine, nu ai cum. Dar da, frate, dar m-a ascultat Domnul. Dar am avut atâtea experiențe. Treci de la experiență la relație. Experiențele sunt 5 minute. Experiențele sunt astăzi. Și tu mâine poți să-ți faci de cap și să minți șeful la lucru. Și ai avut experiență cu Domnul. Suna cineva pe soră din adunare și a spus, ce ne-am bucurat la rebelion? Ce numai așa s-auzeau tocele la suror cum să ridica, ridicat ridica Duhul în sus și iară jos coboreau. Ce două ore ne-am rugat la rebelion. În nu cu trecut 15 minute și alunie când vorbire de rău alții. Experiență. Ce fain nu fost. Ce fain nu fost dimineața la adunare și la masa de, de amează numai ei. Și l-ai -ai, -ai tocat și pe el, și pe el, și pe el. Dar fost fain la adunare. Și Dumnezeu vine și spune, treci de la experiență la relație, în care eu să conduc viața ta și să nu mai merg din tine niciodată. Când ai experiență cu Dumnezeu, l-ai luat aici și l-ai pus acolo. Când ai relație cu Dumnezeu, în dormitor ești cu El, în pat ești cu El, la bucătărie, la ghivete ești cu El. O soră din Alba Iulia, în timp ce curăța cartofi, să ruga și să ruga, să ruga și curgea lacrimile, uda spăla cartofi. Cu lacrimile ei spuneau, Doamne, dă numai puțin pauză să pot curăți cartofii ăștia ce cercetare era pe ea în bucătărie la ghivetă. În pat cu Hristos, la mașină cu Hristos, în avion cu Hristos, la pus grețe cu Hristos, la volan, oriunde cine trăiește cu Hristos în el, nu doar cu el. Știți ce spune în faptele Apostolului capitolul 9? Că biserica cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Dar știi, una dintre condiții care erau și o împlinea cu cinste, umbla în frica Domnului. Frații mei, cine l-are pe Hristos în el, umblă cu frica de el. Nu își poate permite să trăiască oricum. De ziua Rusiei comuniste, când în 1917 Lenin a luat puterea bolșevicii, Revoluția Bolșevică, și la un moment dat, pe parcursul anilor, se ținea o zi în Rusia, când comunismul chiar au câștigat puterea în Rusia. Și a venit un profesor în fața elevilor și a zis, măi, ați citit voi acolo în scriptură că creștinii ăștia de care ați auzit și voi, au acolo, mă, pe fondatorul lor, un impostor care i-a păcălit cu preschimbat apa în vin. Știți că și comuniștii pot să facă? Nu vă mai lăsați, mă, prostiți de ea, că ce poate face comuniștii? Nu poate face niciun curent, nicio politică. Uitați toți așa, deci ce să vă arăt? Au dus o cantă de apă în clasă, de aia așa mare, clasică, rusească. Un rus bea apă mult. Mic, așa, pe Occident. Și au dus o și la un moment dat au spus credeți că și comuniștii pot să facă apa în vin? Tăcere. O scos de aici, de sub reverul sacoului, de sub mânec, scos un praf roșu. l o așa, în spatele cănii. l în cantă și ia ca apa roșie. Yes, yeah, Stăți! voi, ăsta a da, dat Dumnezeu Lenină! Uite mă ce au făcut! Uite în ce lume trăim! Uite în ce moment al istoriei noi ne-am născut! Și voi puteți preface! Apa am vin! Și s-a roșit apa. Se scoală din bancă, din spatele clasei, un băiat în care era Hristos, nu doar cu el, ci în el. Se ridică în picioare, șolat, inima în l-a costat pe viață. Dar au fost o reprezentare cu cinste a unui om, cu o credință autentică în Dumnezeu. Și a spus, domn profesor, până aici o mers. S-a roșit apa. Însă, Domnul Hristos care mi-a mântuit viața și în care cred, așa m au crescut tata și mama, eu știu că după ce o transformat apa în vin, nuntașii au consumat-o. Vă rog frumos, în numele clasei, în fața clasei, să consumați ce ați înroșit. Și acela a fost momentul fatidic pentru el. Și un moment de har pentru clasă, să vadă ce înseamnă comuniști. Dar a spus profesorul muțit, înmărmurit. Nu s-a gândit la finalul ăsta. A spus, dar nu pot să bea. De ce? Pentru că praful care l-am băgat aici este o travă. Și doar am înroșit, dar nu pot să consum. Și a spus băiatul așa, aici este toată diferența. Comuniștii au schimbat culoarea. Dumnezeu o schimbat substanța. Ești așa în relație cu Dumnezeu? Trăim o pocăință de culoare? Suntem penticostali? Am, cunoaștem o zi a botezului cu Duhul Sfânt? Am bifat noi acolo că vorbim în limbi. Și doar atât este pecetuirea cu Duhul Sfânt? Nu te mai mult că minți. Ai Duhul Sfânt de 2 ani, așa -i? Vorbești în limbi. Nu mai ai nicio o noapte albă când o întristezi pe mamă ta și pe tată Când îi întorci vorba și vorbești din colțul gurii obraznic. Dar tu acum, în urmă, cu doi ani, ai primit Duhul sfânt. Nu te mai mustră. Nimic. Ce înseamnă pentru noi Duhul Sfânt? O bifă albastră? Acum ați 22 de ani sau acum ați 35 de ani când l-am primit eu? Atât doar? Duhul Sfânt înseamnă călăuzire, însoțire, avertizare, sesizare, sensibilitate la păcat, în lumină, călăuzire, să-ți deschide Domnul ochii, inimii, vorba lui Pavel la Efeseni, să înțelegi cuvântul și să spui și altora și să ai putere să-l aplici pentru viața ta. Asta înseamnă Duhul Sfânt. Ne-a cineva zilele trecute, cineva de la, din altă localitate. A fost un accident o lovit mașina unui frate și a spus, cât costă? Păi zice, 1100 și ceva. Da, bine, bine, zice, Certul tu la om 1500. Pocăiți între ei. Dar mă, stai puțin, zic. Cât costă reparația? Păi 1150. Și... dar vă zice, nu știe el care te-a lovit, zice, ce are 1500 e rotund, mă? Că cine știe, poate te mai ajută la ceva. Poftim! Mai este frică de Domnul în poporul Domnului? Ne jucăm așa cu sumele. Un îmi spune fratele, fraților, nu au fost 1200. Mă duc la nevasta acasă. Pe păi, ai cu banii la noi. Că păi, nu-mi plac. Nu-mi plac de fel. Ce zice nevasta, cât toți zis fratele? cu 1500 mai rămâne și mie la nevasta 300 de euro. Ca să nu spun frații între ei. Nesinceritatea aceasta ne omoară relația cu Dumnezeu. Adam și Eva, neascultarea care ne-a plonjat pe toți în moarte, în cancer, în tânguire, în divorțuri, în plâns, în lacrimi, în nopți albe. Tot lucrul acesta, astăzi, vrea din nou să ne, ar, să ne aducă la starea după ce au căzut primii oameni în Eden. Adică salvați, schimbați, făcuți de domnul oameni noi. Noi suntem cartea de joc. La ultima vreme, a finalității umanității, istoriei pe acest pământ. Suntem cartea de joc între Dumnezeu și diavol. Vegem noi și avem frica Domnului să ne păstrăm curați cu Hristos în viața noastră, ca Domn și Stăpân, sau încet, încet întindem și noi mâna la ce nu trebuie. Dragii mei, mă opresc aici și vă îndemn în numele Domnului Isus, meditați la lucrul acesta. Este Hristos Domn în viața ta? Să nu vii să-mi spui că ai avut experiențe cu El. Slavă Domnului, mă bucur, mă îmbărbătează și pe mine. Spuneți-le! Dar dacă te-ai oprit la atât, viața ta s-ar putea să fie un monstru spiritual și un om înfrânt. Un om înfrânt pe calea spirituală. Sunt oameni care se laudă cu diferite lucruri care le-au făcut Dumnezeu pentru ei. Sunt oameni care au în, în palmaresul lor. Uh, biruinți care le-a dat Dumnezeu și chiar le cred, frații mei. Însă au finalizat într-un mod fatidic. Sunt două feluri în care Dumnezeu ne poate învinge. Când Iulian, nepotul lui Constantin, fiindcă s-a dinastia din tată în fiu, la Constantin, și nu a mai avut Constantin fi să ducă dinastia mai departe în Imperiul Roman, au pus una pe putere Iulian, nepotul lui au vrut din nou să legifereze și să aprobe păgânismul în așa fel încât să sufoce ce-au făcut unchiuzo, ridicând creștinismul, să-l omoare înapoi. În câțiva ani de zile s-au luptat împotriva lui Dumnezeu și a creștinismului și când parții erau pe urma lui, să-l omoare pentru ce a făcut. Prima săgeată când i-a străpuns pieptul și-a ridicat capul sus și-a spus, mai biruit, Galileene, am luptat împotriva ta, mai biruit, și mor astăzi, fiindcă mai biruit. Va fi o zi, îmi spune Nisaia, orice privire, semeață va fi plecată în jos. Ține cont, omule, ce spun. Astăzi putem să declarăm că ne-a Dumnezeu prin Domnul Hristos, dar spre binecuvântare și spre veșnicie? Spre biruință în fața ispitelor și spre o viață bucuroasă împreună cu Domnul? A fi niște oameni învingători într-o lume și într-o societate murdară și să spunem, ne-ai biruit prin Domnul Isus Hristos, ne-ai învățat, ne-ai chemat și ne-ai înviat la o viață nouă și slavă ție că ne-ai făcut biruitori. Ai biruit mântuirea ta în viața noastră. Dacă nu e așa, va veni o zi când toată suflarea omenească își va da seama că va fi biruită de Dumnezeu când diavolul, prorocul mincinos, anticrist, cu suflarea gurii lui Dumnezeu vor fi aruncați pentru totdeauna și nimiciți în focul veșnic și întreaga umanitate care chiar dacă a umblat cu Hristos, n-a luat Hristos clip în ea, Atunci își vor da seama și vor putea să-și ridice privirea în să spună ne-ai biruit pentru totdeauna. De ce tabără și în ce parte vom fi noi? Oamenii în care astăzi a biruit Dumnezeu noi și ne-a făcut mai mult decât biruitori prin Isus Hristos care nu vrea doar să fie cu noi, ci în viața noastră. Sau vom fi în tabăra aceea atunci, când până atunci, cu pieptul scos, oamenii le lepădați de noi, oameni care nu pot ierta, oameni care atacă doctrina cinei, aveți griji, fraților. Dacă trăim și suntem martori, suntem contemporani, suntem contemporani cu vremea în care s-a ridicat un asalt foarte puternic împotriva lucrării Duhului Sfânt, împotriva doctrinei cinei Domnului, eu așa am primit cina Domnului cu un singur pahar. Nu știu cum e la dumneavoastră, parcă odată am slujit și eu împreună cu dumneavoastră cu un singur pahar, cât mai mult și trei, patru, mă rog, ca să nu stai o oră la împărtășire, este cu totul altceva. Este atacată pe linia asta, este atacată lucrarea Duhului Sfânt, este atacată, atacată doctrina despre învelitoarea femeii nu ne putem prezenta oricum înaintea Lui Dumnezeu. Nu putem umbla oricum înaintea Lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu este în inima mea. Dacă Dumnezeu este în inima ta, se va vedea și într afară. Se va vedea prin felul tău de port, prin felul tău de îmbrăcăminte, prin felul tău de vorbire, până se va vedea și prin expresia facială, prin ochii tăi plini de pace și de bucurie. Frații mei, nu doresc altceva decât Dumnezeu să ne cerceteze în dimineața aceasta. Să ne punem întrebări sincere cu privire la noi. Este cu noi Hristos, însă este și noi în felul acesta. Să nu uitați, Hristos în noi, nădejdea slave. Toți care trăiesc cu Hristos în ei, schimbați după marele chip și frumos Domnului Hristos. În ziua aceea se vor înălța și vor fi con, cu Domnul în slavă pentru totdeauna. Dumnezeu să-și facă lucrarea în viața noastră, să renunțăm la noi, să capitulăm în fața Lui și să avem o singură rugăminte. Făți lucrarea noi care ți-a început-o și duți-o la bun sfârșit pentru mântuirea noastră în ziua aceea. Amin.